Ronaldo, alte sente. 1-0-2-0. 1-6-0-2. Este din nou un exemplu. Se împarte la număr par și suma cifrelor sale, nu? 1, 6 și cu 2. 7 și cu 2, 9 se împarte la 3. Alt exemplu. 1-0-8-0. Și 2, 4, 5, mai poți da tu câte vrei. Dacă mă vrei mai mult de 5, dai mai mult de 5. Bun. Ai de ce înțeleg, da? Și toate sunt așa, da. Acele puncte, subpuncte care sunt. Exact, și B-ul și C-ul tot după așa. Regula asta, ca să facem următorul exercițiu. Lasă loc pentru B și C, da? 19. Tot A. 19A. 19 la pagina 28. Punctul A. Punctul A. Determinat toate numerele de forma 5AB. De 5AB. AB, care se divid simultan cu 3 și 10. Deci la 3 și la 10. Și la 10. Și la se divide la 10. 10. În cea ultima cifră trebuie să fie neapărat 0. Neapărat 0. Deci trebuie să fie scritul 5A0. Nu la 10. Păi pentru 10, da? Da. Deci 5A0 și să se divide acum la cât? 5A0 și să se divide la 10. La 3. La 10 da. Este. Da, la 3. Deci în clipa în care am pus la cifra unităților, am pus 0, David, i-am asigurat. Deci 5A0 se divide la 10. Și acum mai am că 5A0 să se divide și la 3 cerința. Ori asta când se întâmplă? Dacă și numai dacă? Doar și numai dacă suma cifrei A, nu, 5 plus A egal cu multiplă de 3. Da, cu multiplă de 3. Asta înseamnă că A aparține mulțimii valorilor. A aparține... Scrie, mă! A aparține când deschizi gura și vorbești, zici A aparține, tu dar acum nu ai scris nimic. Dar nu, că acum mă gândeam. A aparține mulțime. Mai mult, când te gândești și mulțime formată din 1, apoi. 1, mulțime 4. 4. Și atunci. 1, 4. Și 7. Și 7. 7 e bun? Da. 7 și cu 5 sunt doar 12. Da. Așa, ar mai fi? Nu. Ei, și trebuia să dăm 5 exemple sau ce spuneam? Nu, să dăm toate numele. Determinați toate numele. Toate numele. Și acum, care ar fi? 5AB, zicem acum, 5AB aparține mulțimii numerelor de formă. De formă. 5-1-0. 5-1-0 și scrii. Nu știu. 5-1-0. 5-1-4. 5-1-4, 5-1-7. Da? 5-1-4, 5-1-7. Ei, am scris exemplul ăsta. Punctul B și C. B și C e la fel. La fel. Da. 20, de la pagina 28. Da. A. Scrieți toate numerele de forma ABC. Deci A, B, C. Alcătuite din cifre consecutive. Scrise în ordine crescătoare. Deci, toate numerele de forma ABC. Deci se găsească mulțimea A mare, hai să zicem așa, de forma asta ABC, cu proprietatea. Proprietatea. Că A, B, C, consecutive. Sunt consecutive, scrise în ordine crescătoare. Adică A mai mic decât B, mai mic decât C. Și punct. Câte dintre numerele scrise sunt divizibile cu 3? Deci, câte dintre acestea sunt divizibile cu 3? După aceea răspund. După aceea, da. Hai să vedem, deodată, poate găsim deodată răspunsul, care sunt numele, de ce formă? A minus 1 plus A, nu, numere consecutive, cum poți să le scriu? Concret, concret. Un număr, nu? Păi da, un exemplu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Deci 1, 2, 3, apoi. 2, 3, 4. 2, 3, 4, da? Consecutive trebuie să fie. 2, 3, 4, apoi. Apoi 3, 4, 5. 3, 4, 5, apoi. 4, 5, 6. 4, 5, 6, apoi.
5, 6, 7. 5, 6, 7. Apoi. 6, 7, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Și 7, 8, 9. 7, 8, 9. 7, da? 7. Acum, care din ele se divid la 3? Toate. Da? De ce oare? De ce? Deci, toate se divid la 3. Tu le-ai socotit, nu? Și ai văzut că se divid la 3. Adică le-ai socotit. A plus B plus C, ai văzut că e multiplu de 3, nu? Nu, 6. Deci A plus B plus C? Deci... Oare de ce toate, întreabă domnul profesor? De ce v-ați prins de o regulă acolo? Vedeți, observați ceva? De unde știți? Că toate. Pentru că un multiplu de... Păi ar fi faza asta că în fiecare număr avem ultimele două cifre din numărul anterior. Regula asta. Deci asta ar fi. Adică ce vrea să spune autorul? Numele sunt așa. A. Apoi cifrele sunt A, gândim A plus 1 și A plus 2. Din consecutiv, A, A plus 1, A plus 2. Și ca să se divide la... Le adunăm. La 3, trebuie să le adunăm. Mm. Și când facem suma... 3A plus A plus 1 3A plus 3 plus A plus 2 A este egal cu 3A plus 3. Egal la impact cu 3 pe lângă A plus 1. Multiplu de 3. Și multiplu de 3. Egal cu multiplu de 3. Corect frumos. Da? Deci de aceea... De aceea, toate se împart la 3. 3. Da? Deci condiția este naturală îndeplinită. Da. Din consecutivitate. Toate. Deci răspunsul este câte din numele scrise sunt divizibile cu 3? Toate. Toate. Toate sunt divizibile cu 3. Și ia să vedem la B. Stabilim dacă propoziția următoare este adevărată. Dacă A, B, C sunt cifre consecutive, atunci A, B, C este multiplu numărului 3. Exact. Am răspuns. Da. Deci dacă A, B, C sunt numere consecutive, deci A, B, C, nu? A, B, C consecutive, aici e răspunsul, explicația, da? Atunci, da. Totdeauna se împarte la 3, nu mă răspund, e răspunsul da. Fiindcă suma cifrelor sale, ăsta e A, ăsta e B, U, și ăsta ar fi C. Deci 20 l-am făcut în totalitate, și A și B. 21. 21. De la pagina 28. Da. Cu ajutorul a 3 dintre cifrele 0, 1, 2, 4, 5 și 6, deci cu ajutorul a 3 dintre cifrele 0, 1, 2, 4, 5, 6 0, 1, 2, 4, 5, 6 și 6, deci noi suntem cu A mare, mulțimea formată din cifrele astea. 0, 1, 2, 4, 5 și 6. Cu ajutorul a 3 dintre ele, folosite o singură dată, scrieți cel mai mic și respectiv cel mai mare număr divizibil cu A, 2. Mai repede la când am înțeles. Deci cu ajutorul a 3 dintre numerele, cifrele date. Deci folosim din acestea câte sunt aici? Din 6. Doar 3, o singură dată. O singură dată, da. Scrieți cel mai mic, respectiv cel mai mare număr divizibil cu 2. Care e cel mai mic, cel mai mare număr divizibil cu 2? Un pic. Deci, el trebuie să fie de forma de ce. Da. E clar că de ce zicem 3 din ele. Cel mai mic, 10. Deci... Din 3 cifre. Din 3 cifre, forma ABC. 102. 100. 2. 100. Cel mai mic. 2 este cel mai mic. Și 654. 102 este cel mai mic și este divizibil la 3. Da, și, la 2. La 2. La 2. 102? Da. Este. Nu l-am luat pe 100, de ce? Pentru că folosite singură dată. Sigur că la 0, cifra trebuie să folosită în singură dată. Deci ai văzut foarte bine, uitându-te aici, cel mai mic, era clar că la sute să luăm pe cea mai mică unitate. Zero nu poate să fie. Deci A, B, C divizibil la 2, să scrie asta cu A, B, C divizibil la 2. Pentru A mic. Așa, pentru A mic. A mic aici. Da. Da? Da. A, B, C divizibil la 2, asta însemna că cel mai mic. Ce egal par, nu? Ce da. Egal par. Dar cel mai mic și cel mai cel mic, minim de ABC, divizibil la 2. Da, de ABC.
minim, cel mai mic număr de forma asta, da, care să fie divizibil la 2. 102. Așa e, cam 100, da. Și maxim? Max. Max din ABC. Numele care sunt. 654. Cel mai mare, 754. 600, credeam că de rege, 100 de spice mai, așa? 754. Și cum acestea sunt consecutive, știam că numele din trei cifre consecutive sunt dacă din la anterior, sunt 4 de 1 la 3. Da. Deci 654. Și la 3 era la B, la 4 la C, la 5 la D, la E la 6, la F la 25. Haideți să facem și unul la 25. Hai să vedem. F. F. F, cred. La 25. A, B, C. B, C. Să se divide la 25. Cel mai mic și cel mai mare. Bun. Min de forma asta. Tot din cifrele astea. Vă să spun eu cel mai mare? Nu, un pic. O să analizăm și noi că suntem abia înscris. ABC se divide la 25. Când se divide un număr la 25? Ca și la 4. Când? Când ultimele două cifre se împart la 25. Corect. Efectiv la 4. Corect. Efectiv la 4. Acum, uitându-te de aici, care ar fi cel mai mic număr din trei cifre care se împartă la 25? 25. Sunt decât David, ești 25 cea mai mare. Așa. Cel mai mic. 125. Corect, sigur. Sigur, 125. Și mai stai pe gânduri. 125. Egal cu 125. Și max, max de ABC. 650. 650. Este bine? Cea mai mare? 600 că a vrut să fie la 100. 5 că îi trebuia și la 10 să fie treabă bună. Și 0 ca să împartă la 5. 50, da? 50. Ai gândit foarte bine. Exercițiu 22, domnule. De la pagina 28. De la 28. Stabiliți dacă numărul A mic egal cu 7 ori 6 la N. 7 ori 6 la N. Plus 7 ori 4 la N. 7 ori 4 la N. Plus 1. Da. Se divide cu 5. Deci să vedem dacă numărul ăsta... Se divide cu 5. Unde așa, N mic aparține mulțimii numărilor naturale. Cu 5. Oricare ar fi N. De asta spune în felice. Oricare ar fi N. Natural. Număr natural. Indiferent ce număr am pune acolo. Să vedem dacă se divide totdeauna la 5. Să vedem dacă știu criteriul de divizibilitate cu 5. Sigur. Când un număr? Ultima cifră este 0 și 5. 0 sau 5? Ultima cifră este 0 sau 5. Păi să lucrăm, să le aducem la o formă mai simplu, să zic. Am putea să, am putea să dăm 7 în factor comun acolo, zis? Din primele două. Am putea. Pentru că am putea să facem 7 ori un multiplu de 5. De asta. Bun. 7 ori un multiplu de 5, dar și plus 1 acolo de rămâne. Păi, dacă ne rămâne... Deci când un număr se divide la 5, în ultima cifră este 0 sau 5. Ultima cifră, ce ne spune asta? Ce ar trebui să facem? Adică ce rămâne, adică fiindcă urez. Și dacă o amulți cele 4 de acolo, 7 ori 6 la n plus 7 ori 4 la n, mi-ar da odată 0 și odată 5 cu acel rest. Nu cum? Cum se dă același odată 0 sau odată 5? Nu, adică eu aș crede că nu se poate. Eu cred că nu se poate, deoarece aceea parte ar putea să-mi dea ultima cifră 0 și 5. Când voi aduna 1, dacă se dea 0, dacă partea asta la adunare îmi dă ceva care să fie cu 4 și cu 1 face 5. Da. Dacă cumva îmi dă asta care la adunare să facă 9 și cu 1 să facă 0, 10. Deci vezi? Nu, nu avem un motiv așa temeric. Totuși, fiindcă urmărim ultima cifră de aria, ce ar trebui să judecăm aici? Scriu, nu scriu 7 pe lângă 10 facem. N. Facem. Eu și insist să facem. Facem așa, domnul să nu vrei așa. 7 pe lângă 6 la N, merg cu dumneavoastră. Da. Asta
asta este... Plus 1. Am făcut asta. Și avem acolo un multiplu de 7 plus 1. Și adun pe 6 în plus 4 n și îmi va da 10 n. Stați puțin, putem să facem profesor pe un profesor. Secunde, secunde. Un pic, are o problemă aici. Nu-i aceeași. Da. Nu-i aceeași bază. Și adunare. Dar stai, când se adună? Când se adună? Cine se adună? Când ne mulțim două puteri cu aceeași bază, copiem bază și adunăm exponenții. Dar aici, ca să adunăm bazele, eu n-am auzit. Adică dacă ar fi fost înmulțire, zicem totul la N. Dacă ai fost înmulțirea a două puteri, dacă ai fost așa, 6 la N ori 4 la N, atunci zicem 6 ori 4, totul la N. Da? La înmulțire sau la împărțire. Deci 6 la N supra 4 la N poate fi văzut ca 6 supra 4 totul la N. Care mai simplifică fracția asta și face 3 pe 2. 3 pe 2, totul la N. Atenție foarte mare aici. Nu am voie să greșesc. E grav dacă am spus așa, am ați fost cu 4. Când ai spus așa, este ca tot, tot e greșit. Acolo e un multiplu de 7 plus 1. Atât. E un multiplu de 7 plus 1. Putem să zicem. Dar trebuie să ne gândim la ce număr multiplu 7 plus 1 îți dea un multiplu de 5? Da. De exemplu, 7 face 49 plus 1 face ar fi la 50. Deci, cu alte cuvinte, aici dacă s-a terminat ultima cifră nouă... Plus 1? Plus 1. Ar face 5. Ar face, da, s-a terminat 9, da? După înmulțire să fie cu 9. Dar 7 ori cât să se termină cu 9? De exemplu, 7 ori 7. În care 6 avem n egal cu 1 și la celălalt n egal cu 0. Păi nu, N este același. E același N. N nu poate fi odată 0 și odată 1. E același N. Dacă N e 1, atunci 6 plus 4 e 10 acolo. Nu-i trebuie să arăt că se divide oricare ar fi N. Știi ce nu mă duci pe mine în minte? Acum la următorul lucru. Dacă e vorba de ultima cifră, hai să facem ultima cifră a lui 6 la N. Că s-a făcut în clasa 5-a. 2 la N are desfășurare. Ultima cifră 6 la început. 6 la început e 6. Bun. 6. 6 la 3, 6 la 2, 6 la 3. Da? Deci putem să spunem că este egal mai departe cu 7 ori un număr lung cu 6. Nu? Așa pot să spun. Hai să zic așa aici. Plus... Ei, 4 la o putere acum. 4 e 2 la 2. Poate să fie 4, poate să fie 6. Hai să luăm pe 4 să-i vedem desfășurarea. A, 4 și 6 poate să fie. Atât? Da. Ia să vedem. 4 la 1, ia? E 4. 4 la 1 egal cu 4. 4 la 2 egal cu 16. Așa. 4 la 3 o să fie număr lung cu 4 la sfârșit. Cu 4 la sfârșit, da? Da. Deci vine... Și apoi stă continuu, așa. De ce 4 ori 6? Că vine 4 ori 6. 64. Da? E din 2 în 2. Așa, deci ciclicitatea e din 2 în 2. Și dacă ciclicitatea e din 2 în 2, atunci noi știm foarte bine că când, în momentul în care N este impar, se termină în 4. Când N este par... Asta înseamnă că... Atunci când înmulțim cu 6, adică cel din paranteză, poate să fie 4 numai la puteri pare. Pentru la că puteri. Dacă am pune 4 la puteri impare, s-a terminat în 0. Dar hai să o luăm acum, mamă. Ar putea să fie ultima cifră acolo. E două cazuri la 4 la N. Ar putea să fie 4 ultima cifră sau 6 ultima cifră. Și luăm primul deci, caz, cu 4. Și N egal par și N egal impar. Pentru că am observat N aici, datorită ciclicității de 2, lungimei 2, sunt doar două cazuri de luat în caz în situație. Când N este impar... Și scriem asta, N egal cu impar, atunci deci, numărul... O să zicem că 4 la puterea 2K plus 1, impar. Asta înseamnă 2K plus un număr impar, egal cu un număr lung care se termină cu 4. Da, vede bine? Da. Și 4 la puterea 2K plus 2, 4 la 2K, pur și simplu, da. Se termină în 6. Bun. Și acum cazul întâi. Începe.
Cazul 1. N egal cu 2K plus 1. Ar termină 4 și A va fi de formă. Atunci, 4 la puterea 2K plus 1 este egal cu numărul care se termină în 4. 6 la puterea 2K plus 1, 6 nu are nicio pretenție. Se termină 6. Se termină 6. Da. Și atunci numărul A? Și atunci numărul A arată așa. A egal cu 7. Pe lângă. Pe lângă un număr lung care se termină cu 6. Plus la alt număr, Davide. Care se termină cu 4. Care se termină cu 4. Vorbește și editează tot plus numărul. Plus 1. Plus 1. Și egal cu 0 să vorbești. Și egal cu 7 ori 0. Un număr lung care se termină 0. Deci egal cu un număr lung care se termină 0. Plus 1. Plus 1. Și egal cu? Plus 1. Și egal cu nu se poate. Un număr lung care se termină 1. În 1. În 1. Și noi trebuie să arătăm că se divide la 5, da? Nu merge. Deci egal cu un număr lung care se termină în 1 la sfârșit. Și spunem nu, nu se divide la 5. Deci numerele, atunci când A este de tipul 2K plus 1, nu se divide la 5. Da. Pentru cazul 2. Caz 2. N egal acum de tipul 2K. Atunci, Davide vorbește totul. N egal cu 4 la puterea 2K termină. 4 la 2K. Da. Este egal care cu se termină. Care se termină în 6. Da. Și 6 la 2K. Și 6 la 2K nu are nicio pretenție și termină în 6. 6. Și atunci numărul de formă A este egal cu 7 pe lângă. 7 pe lângă, puncte, puncte. Un număr care se termină în 6. Da. Plus un număr care se termină în 6. Da. Plus 1. Egal cu? Care egal cu 4. Da. Un număr care se termină în 4. Cum în 4? În 4. Egal cu 6. 6 ori. 7 ori. 7 ori. 2. 6 plus 6, 2. Deci un număr care se termină în 2. Plus 1. Se termină în 4. Plus 1. Și egal cu? Un număr care se termină în 5. Un număr lung care se termină în 4 plus 1. Ca să-ți facem fiecare pas. Să se vadă. Și e doar cu număr care se termină în 5. Se termină în 5 și se divide la 5. Deci ca o concluzie, când se divide? Atunci când n este un număr par. Când n este un număr par. Deci la întrebarea asta, să găsească... Să stabiliți dacă numărul A se divide cu 5? Răspunsul este corect așa. Numai dacă n este de, n este număr par. Par. Stabiliți, nu totdeauna. Da, A se divide la 5, răspuns, dacă da. Și numai dacă. Răspuns. A se divide la 5, dacă e egal par. Adică, de forma, e egal cu 2K. Da. 23 de la pagina 28. Deci, 23 de la 28. 28. Se consideră numerele. Fie. 415. 415. 611. 611. 503. 503. 937. Da. 446, 446 și 2011. Și 2011. 2011, da. Stabiliți ce rest dau aceste numere dacă le împărțim pe rând la 3. A, 3. Deci amic. 3. Ce rest dau aceste numere dacă le împărțim pe rând la amic? 3. Așa. Deci... dacă le împărțim la 3, ce rest dau? 415 împărțit la 3, restul egal cu 5. Da? Da. Dacă la 415 împărțit la 611 și 503, fiecare din el. Păi da. Da. Ce rest dau dacă le împărțim la 3? Nu le-o fi ales la întâmplare numerele astea, zic și eu. Și eu mă gândesc așa. Păi, de exemplu, suma lor ar fi, de exemplu, la primul număr, suma lor e 10. Și 10 nu se împarte la 3, dar înseamnă că va da restul cu 1. Pentru că mă gândesc, dacă ar fi fost numărul 414 în loc de 415, ar fi mers și ar fi împărțit la 3 fără nicio problemă. Dar dacă mai adăugăm 1 la acel număr, o să dea restul 1. Așa.
Deci tu spui aici că dacă ar fi fost aici în loc de 415, cât s-a fost, David, eu zis, 414. 414. Ar fi dat restul. Pentru că pe 415, hai să scriem așa, 415 egal cu 414 plus 1. Iar 414 se împarte la 2. Da. Deci egal mai departe cu, cu multiplu de 3 plus 1. Că 414 este un multiplu de 3. Adică asta se împarte exact la 3. De ce se împarte exact la 3? Că suma cifrelor este un multiplu de 3. Exact. Și atunci putem spune că restul împărțirii este 1. 1. Care deci, parte 11 la fel. Deci rezultă că aici, se vede că restul este 1, da, nu? Corect. Restul împărțirii este 1. Oare 611 fi la fel? Păi, 6 plus 1 plus 1, 8. Da, 8. Și asta înseamnă că mai trebuie să ne ducem la 6, înapoi la 6, pentru că la 7 nu se împarte și nu putem să mergem mai sus. Trebuie să mergem la 6. Cât o fi restul? Asta înseamnă că putea să fie 600, 2. Numărul 600. 2. Restul e 2. De ce restul e 2? Restul e 2. Curios, de ce s-a dus repede spre restul 2? Sau stai puțin. 6 9 e 7 11. Păi da, păi, practic, facem 6 plus 1 plus 1, adică 8. 8. Și pentru că trebuie să ne ducem înapoi la 6, cum ar fi, am scădeam 2, așa. Și practic restul ar fi 2. Deci mai scurt trebuia să venim așa, dar e un pic complicat lucrurile. Trebuie să spunem, 612, care e cel mai mare apropiat de 611? Cel mai apropiat de 611? Și să se divide. Și de aceea mi-am dus două unități înapoi, de la 11 la 609 și restul 2. Deci aș scrie așa, 600, Davide, 611 egal cu 609 plus 2. Și 609 e multiplu de 3, deci egal cu un multiplu de 3 plus 2. Și asta e restul. Dar 503 oarecare e restul, acum să mă văd. Păi 2. Tot 2, că 5 plus 3? 8. 8. Deci tot 2. Ori așa, ori ne gândim că 501, e 5 cât de metri trebuie, 501, care e foarte aproape de... Și așa trebuie și să redacă. 501... 503, de aproape. 503, da. Este egal cu 501 plus 2. 1 plus 2. 937 acum. Și egal cu multiplul de 3 plus restul 2. La 937 1. 937 acum. Păi 937 plus 3... E 936 plus 1. Cel mai rapid. Și 1. Da? Deci 936 plus 1. Vom scrie 937. Da, cu 936 plus 1. Și ăsta e multiplul de 3. Plus 1 și gata, restul... La 446 se face... Gata, că înțeles, că mai are niște exerciții, mă aștept să plece, Cristina. 24, de la pagina 28. 24 de la 28. 28. Aflați cifrele x și y, știm că numărul 1x, 5, y, 4, barat, 1x, 5, y, 4, 5, y, 4, este un multiplu al numerelor 3 și 4. Numărul ăsta este un multiplu al numerelor 3 și 4. Deci ăsta egal multiplu de 3 și 4. De 3 și multiplu și de 4. Multiplu de 4. 4. Multiplu de 3 și 4. Ei întreabă în același timp. Da. În același timp. Da, de 3 și 4. Cine poate fi x, cine poate fi y. Hai să vedem, să vedem pe al... Davide, Davide. Mi-e lui, mă. Hai să faci azi tu. Păi, y poate fi 2. Y poate fi 2, de ce poate? Deoarece este doar un cifre care poate ultimele două cifre trebuie să împartă la 4 ca să fie multiplu de 4. Deci, ca să fie multiplu de 4, ultimele două cifre se împartă la 4. Și singurele? Care la 0, y nu poate fi 0 atunci? 0, 4 nu se împarte? Sigur. La 4? Se împarte. Deci, y ar putea să fie și 0, ar fi mai gândit eu. Sigur că da. Deci, și 2, deci 4. Pentru ai, ai zice a avea 1x, 5, y, 4,
divizibil la 4. Y observat ar putea să fie 4. 0, 2... Rezul, Y4. Asta dacă și mai dacă Y4, nu? Y4 se divide la 4. Cum redactăm? Da. Ultimii două cifre sunt 4 la 4. Y poate fi. Și de aici zic, Y aparține mulțimii valorilor 0. 2, 4 chiar. 4 și 4 toți sunt 4 la 4. Sigur că da. 0, 2, 4, 6, 6 și 8. 2, 0, 4, 6 și 8. Alo. Băi, eu sunt într-o lecție de matematică direct acum și... Da? Gimii pe astea. Da. Salut, salut. 6 și 8. Deci 0, 2, 4... 6. 6, 8. 0, 2, 4, 6, 8. Y aparține acestor două valori. Deci despre Y avem. Acum trebuie să se divide și la 3. Da. Deci, el trebuie să se divide și la 3. Asta înseamnă că suma cifrelor sale, adică zicem mai cu 1 și cu 5, 6 și cu 4, 10, și cu X și cu Y. De 10 plus X plus Y trebuie să fie egal multiplul de 3. Și mergem pe rând. Y cu 0. Da? Da. Deci mergem cazul întâi, acolo așa. Mergem cu un Y știut. Y egal cu 0. Și atunci suma ce devine? X plus 10 X plus 10 să se divină la 3. Alo, da? X plus 10 să se divide la 3. X plus 10 să se divide la 3. Cine atunci este X? Este 2. Deci rezultă că X aparține mulțimii valorilor 2. Apoi. 2 și... Punem așa în parte, da? 2... Ia să vedem cine mai poate să fie. 5, da? Punem un 3, punem un 3, repede. 5, apoi 5 mai multe. Și 8. 18, adică poate să fie 8. 8, da? 8. Cu 18 sunt parte de la 3, da? Da. Și cu Y cu 0, am 3. Cu Y cu egal cu cine acum? 2. Cu 2. Înseamnă că o să avem... X plus 10. X plus... X plus... 12 deodată, el da. Ar fi văzut, să se divide la 3. Adică X aparține mulțimii. Ce variante avem? Poate fi 0, 3. Deci 0, da, e zis. Da, 3. 0, 3. 3. 6. 6 și 9. 9 plus... E 9. Alo. 9 cu 12. Alo. De ce nu poate să fie 9? 9 plus 12 nu fac 21. A, bă, da. 21 sunt parte la 3. Da? Este bine. Da. Deci Y egal cu 4. Y egal cu 4. Rezultă că X plus cât? X plus 14. Se divide la 3. Dacă și numai dacă, X este. Dacă... Rezultă că X este 1. Ia să vedem. 1, ai zis bine, da. Apoi 4, 7, iar da. 7, că adăugăm 7. Da, plus 3, plus 3 copii. 7, 7, 7. Cât pe aceea zi, ce mai se știe cifră. Y egal cu 6. Y egal cu 6 și bine. X plus 16. X plus 16. Să se divide la 3. Da. Atunci X poate fi? X aparține mulțimii 2. Deci 2. Da. 25. 2 plus 3, 5. 8. Da. 7. Și egal cu 8. 8. Rezultă că X plus 18 se poate la 3. Unde rezultă că X aparține mulțimii. X poate fi? 0. 0. Da. 3. 3. 6 și 9. Tot plus 3 plus 3 puneți copiii la care ați plecat. Așa. Până când vă opriți la cifră. Da.
până când se ajunge... La ce tot calculează. Cu alte cuvinte, asta ar fi. Toate variantele, acum scriem ce? În loc de Y punem 0 și X-ul poate să fie 2, 5, 8. Apoi, răspunsul ar fi așa, că 1x5y4 aparține mulțimii, da? Mulțimii valorilor. Și acum scriem așa. 1, 2, 5, 0, 4. Da? 1, 5, 2, 0. Ne uităm acolo, Y cu 0. Da? Și X-ul cât este? 2, 5, 8. Deci, virgulă, 1, 5, 0, 4. 0, 4. Apoi, da, vedeți, 1, 8, 5, 0, 4. 1, 8, 5, 0, 4. 1, 0, 1, 5, 0, 2, 5, 2, 4. 1, 3. Păi sunt da, multe de Deci, 25 de la 28. Se consideră cifrele A și B cu A diferit de 0. Fie A și B, cu A diferit de 0, astfel încât așa, numărul A4B divizibil cu 4. A. 4, B, divizibil cu 4. Divizibil cu 4. Arătați că și numărul AB4 este divizibil cu 4. Atunci rezultă că și AB4 divizibil cu 4. Divizibil cu 4. Păi, B spune că din ce apare, B poate fi 4 în amândouă părți. Deci, pentru divizibilitatea cu 4, da, vedeți, trebuia ca unele două cifre să îl facă la 4. El se referea și că AB4. AB44. La AB4 nu o să fie de fiecare dată. Nu o să fie acolo la ultimul, doar 4. O să fie și 2 și 0. Adică, la prima relație, B-ul poate să fie numai 4. Deci, la prima relație, B-ul poate să fie numai 4. La 40? Poate fi și 0, poate fie și 2, 4, 2, 2 și... Nu, 2 nu. 2, 4, 4, 7, 8. Da. Și atât. 0, 4 și 8. Și la 2, 0, 4 și 8. Da. Și la 2 vor fi toate celelalte numere pare. În față să fie, numai să fie 6 doar. Deci 0 are rost să fie? Da. 0. Aici cât a fost 4. 4 are rost să fie? Da. Poate fi și 2. 8. 8 poate fi, da. Dar nu te poate fi și 2. Da, dar 2 nu e la cealaltă. Dar nu e la cealaltă. Oh, asta e foarte joc. Deci, în primul caz, așa cum a dat, cum este dat numărul, se consideră cifrele A și B cu adiferi de 0, astfel încât numărul A4B este divizibil cu 4. A-ul poate fi de la 1. Știm că A. Știm că A4B e divizibil cu 4. Asta. Deci B poate să fie doar deci, 0, A, 4B divizibil la 4, înseamnă că B aparține mulțimii valorilor 0, 4, 8, 4, 8. Asta știm. Arătați că numărul AB4... În această situație. Deci în situația care știm situația asta, da, să arătăm adică cu B-ul 0, 4 și 8, să arătăm că numărul este divizibil cu 4. Atunci rezultă că A... B-ul 0, A 0, 4, se divide cu 4. 4, pentru că am luat cazul când B-ul e 0, da? Da. Apoi, A, 4, 4, 4, 4 se divide la 4. 4, și apoi A, 8, 8, 4, 4, se divide la 4. A poate să fie orice număr de la 0, de la 1 la 1. Nu mă interesează. Deci, sigur că aici B ar putea să fie și 2, dar nu e vorba de B egal cu 2, câte vreme eu aveam B-ul doar acestea. Dată. Da. Corect. B-ul cu valoare. Cum îi dau cifre acum le luăm noi în casă. Exact. A-ul nu contează. Pentru care B-ul poate să fie 0, 4 și 8. Corect. Când le-am pus aici, dacă nu se întâmpla să fie, să se împarte exact, dar nu spunea, băi, îmi pare rău. Ai înțeles, Daniel? Și mai are unul. 26 de la 28. 26 de la 28. Determinați cifrele A și B știind că numărul A8B A8B este divizibil cu 4.
divizibil cu 4. Iar numărul 8AB este divizibil 8 cu 9. AB divizibil cu 9. Cine sunt A, cine e A, cine e B? Cine poate fi A, cine e A, cine este? Știind asta. B, cine este? B, cine este? Ca A8B să fie divizibil cu 4, cine poate să fie? B poate să fie 0, poate fi 0. O și 4 și 8. 0, 4 și 8. E bine? Cu 84 și 88. Deci, pentru primul caz. Deci, de aici rezultă că B aparține mulțimii valorilor. 0, a zis. 0, 4, 4 stau cu tot zis. Și 8. 0, 4 și 8. Bun. Și A? Și A? Păi, A trebuie să ne legăm de jos. Simultan, de vedere. Determinați cifrele A și B, știm că numărul A8B este divizibil cu 4, da. iar numărul 8AB este divizibil cu 9. Asta înseamnă simultan, domnul profesor? Da, da. Așa trebuie, da? Uite, doar aceea nu mai știe, domnul profesor. Apoi vedem după ori. Iar numărul 8AB este divizibil cu 9. Deci asta înseamnă că simultan? Da, da. Simultan. Am două condiții. Da, este mai citesc. Mai citesc. Determinați cifrele. Ia uitați-o. Determinați cifrele. Ultimul. Cifra. Știm că 8AB este divizibil cu 4, iar numărul 8AB este divizibil cu 9. Da, deci simultan. Da, 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 da. Bun, ce înseamnă un număr de forma 8AB să fie divizibil cu 9? Dacă și numai dacă, suma cifrelor sau cum știți voi la divizibilitatea cu 9? Cum să scrie numărul ăsta? Păi A plus 8 plus A plus B, A plus B egal cu multiplu de 9. Și atunci? Și acum mergem o dată. A plus B. B-ul egal 0. Da, da, da. A plus B egal cu... Da. Și atunci... Trebuie B. Să ținem cont, adică când ai dat pe A, trebuie să ținem cont de a doua relație, nu? Sigur, sigur. Da. Pentru B egal cu 0. Ia vă treabă aici, da? Da? Trebuie să ținem A, poate să fie 1. Și atunci, dacă B-ul este 0, A poate să fie 1. Bun. Deci punem și A plus 8, 8 plus A plus 0, să fie egal cu multiplu de 9, nu așa? Da. Deci rezultă că A egal cu 1. Și numai că să fie alta. Alta nu pentru B egal cu 4, în loc de 4. Pentru B egal cu 4. A plus, o să fie A plus 12. A plus 12. A plus 12. De 9. Atunci da, A plus 12 și A plus 9. Atunci A este egal cu 6. 6 și 12. Și nu mai poate fi altul. Deci A egal cu 6 și A, altul nu are mai mult decât 6. Și B egal cu cine? 8. Cu B egal cu 8. Și A plus 16 plus 16 se fac cu multiplul de 9. Și rezultă că A este egal cu 9. A egal cu? Nu cu 9, cu 2. 2. Cu 2, nu? Că da, dar poate să fie 2 și poate să fie și 9. 9 și cu 16? 25. 9 și cu 16, nu? Da. Face 25, 25. Deci A egal numai cu B, cum? Da. Cu 2. Și am găsit pe A și B cifrele acelea în condițiile care am cerut să fie divizibil la 4. Și numărul 8AB divizibil la 9. Da. Să facem un pic de sinteză pentru că trebuie să fie și primariu. Da. Deci, hai să vedem. Un pic de sinteză.